extracție pe zone de expunere sau depozitare valori și control acces prin personal sau echipamente. La nivel de ITJ Botoșani, au întocmit rapoarte de analiză a riscurilor 80% din, din cele 475 de unități de învățământ, sisteme de supraveghere au 68%, sisteme anti-efracție au 39%, iar sisteme de control acces 27%. În ceea ce privește asigurarea pazii, 19% din efectiv, din școli. Constat o îmbunătățire de la o perioadă la alta, rog, în măsura posibilităților și vă îndemn așa să aveți în vedere că bugetele viitoare poate reușiți să prindeți sume de bani pentru dotarea școlilor cu aceste măsuri minimale de supraveghere. De asemenea, vă recomandăm dezvoltarea sistemelor de supraveghere video din localitățile dumneavoastră. Avem în acest moment 8 localități care nu le avem supravegheate video. În schimb, 6 din ele, Răuseni, Lunca, Vlăsănești, Dobărțeni, Unțeni, Lipiceni și Ștefănești, au montate sistemele de supraveghere cu, dotate cu LPR, cu sistem de recunoaștere a numerelor de matriculare. Aceste sisteme de supraveghere ne sunt utile și nouă comunităților dumneavoastră, pe toate liniile, din, pornim de la mediu, de la activități de poliție, la orice un sistem de supraveghere de o pază în comunitatea dumneavoastră. Cam astea au fost prioritățile la acest moment, restul să le transmitem punctual pe fiecare OAT, conducere și în funcție de necesități. Vă mulțumim!